Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la TV8, la dezbaterea finală din campania electorală pentru alegerile locale din Chișinău. Invitați astăzi în platou sunt domnul Ion Ceban, Partidul Socialiștilor, candidatul Partidului Socialiștilor. Bună seara! Bună seara! Și domnul Andrei Năstase, candidatul blocului Acum. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la noi, măcar în cel de-al doilea tur al dezbaterilor electorale de la TV8. Înainte de a începe dezbaterile, am să vă anunț care sunt condițiile de desfășurare. Aveți în total câte 20 de minute fiecare, împărțite în câteva runde. Mai întâi un minut pentru prezentare, 4 minute răspuns la întrebările moderatorului, 10 minute dezbatere între candidați, alte 4 minute pentru a răspunde la întrebări și minutul de final. Rugămintea este, lăsați-vă măcar 20 de secunde pentru minutul de final, ca să nu ieșiți de aici fără a spune măcar la revedere și un îndemn către alegători. Vă îndemn să folosiți primul minut pentru a ne spune prin ce sunteți mai bun decât contracandidatul dumneavoastră, fiecare aceeași întrebare. Vă mulțumesc mult, încă o dată bună seara. Startează? Și pe această cale vreau să mă adresez tuturor locuitorilor municipiului Chișinău, dar și a suburbilor și să spun că nu din auzite știu problemele Chișinăului. Am studiile necesare, am voința necesară, cunosc problemele Chișinăului. Împreună cu experții facem tot posibilul ca toate soluțiile să vină cât mai curând pentru fiecare locuitor a municipiului și a suburbiilor. Avem un program bun, nu am de gând să sar în altă funcție din această funcție de primar, cum poate își propune cineva. Vreau ca să schimbăm lucrurile de azi, aici și acum. Și sunt sigur că putem să o facem împreună. Bun, mulțumesc. Vă mulțumesc că ați mai salvat din timp, că îl folosim pentru altă rundă. Domnul Năstase. Bună seara tuturor. Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut încredere în mine și anul trecut, ați avut încredere în mine și anul acesta. Despre mine mai puțin. Vă voi vorbi despre proiectul meu, despre programul pentru Chișinău, care este un program modern, este un program european, bazat pe bunele practici din cele mai de succes orașe din România și din Europa, bazat pe sprijinul pe care îl avem acolo și sprijinul experților din țară și din afara țării. Un program bine elaborat, care are 5 priorități, unul viață mai bună pentru fiecare și pentru toți noi, creștere rapidă a confortului urban, dezvoltare economică durabilă, reforma administrației publice locale, combaterea corupției și a risipei banilor din primărie și din municipiu și, bineînțeles, formularea unei identități urbane și culturale a Chișinăului. Este foarte important că la acest program am suplimentat tot ce este mai bun din programele domnului Țicu, a domnului Chirtoacă, a domnului Chironda și altor candidați care s-au prezentat în primul tur, dar care n-au acces, dar au în programele lor și ceva bun pentru oameni. Mulțumesc foarte mult! Trecem la următoarea rundă, întrebări și răspunsuri. Mi-e tare, îmi place runda asta. Domnule Ceban, începem cu dumneavoastră. Haideți. Spuneți-mi, vă rog, au votat oameni din echipa dumneavoastră, actuala echipa dumneavoastră din primărie, din Consiliu. Au votat vreodată proiecte funciare de privatizare dubioasă a unor terenuri? Eu nu exclud că au votat, dar nu au votat niciodată, atâta timp cât au fost sub conducerea mea personală. Această fracțiune, deci eu răspund de ea integral pentru perioada de 4 ani de zile, toți consilierii care au fost în componența fracțiunii socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău din 2015 până în 2019 n-au votat nicio chestiune cu caracter funciar, din străinarea terenurilor, etc. Eu am să vă arăt o poză. Arătați. Nu știu dacă vă spune ceva. Nu îmi spune nimic. Poză. Vă cred. Da, nu îmi spune. Valea Morelor, 51 de ani. Da, vă spune. Mă bucur. Da, aveți dreptate. Așa. Și cine a votat? Cine a promovat acest Niciun proiect? Niciun socialist nu a votat astfel de proiecte. Bun. A votat persoana care, înțeleg că dacă dumneavoastră ajungeți primară, va fi președintele fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinău, domnul Chirtoca Vasile, da? Dumnealui a promovat acest proiect. Terenul ăsta, ca să știți și telespectatorii despre ce vorbim, în 2015, Consiliul Municipal Chișinău a votat pentru transmiterea, pentru privatizarea, la un preț normativ de 800.000 de lei, a 51 de ari, la intrarea în Parcul Valea Morilor,
pentru ca să fie construit aici un centru sportiv. În 2016 s-a revotat acest proiect. Domnul Chirtoca Vasile a insistat, haideți că să avem un centru sportiv acolo construit. Noi am fost astăzi și am făcut această poză. Deci iată, aici este centru sportiv care trebuia din 2015 să fie construit. Vedem că e paragină. Dar eu m-am uitat mai departe la cadastru să văd ce s-a întâmplat de fapt cu terenul pentru... Da, ce s-a întâmplat? Da, că s-a înstrăinat, pe urmă a fost... Imediat s-a înstrăinat. Da. Deci peste o săptămână s-a înstrăinat terenul. Haideți să vă spun eu. Deci, reiterez. Niciun socialist n-a votat niciun străinare de teren în această perioadă. 1. 2. Eu am atacat această decizie. Dar de asta n-ați votat atunci pentru ea, eu mi-amintesc. Au votat toți, cu excepția socialiștilor. Noi am preîntâmpinat că unii spuneau că au fi intenții bune, alții spuneau că au fi mai puțin bune. Nu există, reiterez, teren înstrăinat în municipiul Chișinău și îmi datorează această persoană un leu. În acești 4 ani de zile, cu participarea fracțiunii pe care am condus-o eu. Și nu va exista în continuare nicio abatere de la legislație în acest sens. Vă garantez. Domnule Ceban, vă cred. Am căutat, apropo, dacă ați votat funciare, n-am găsit. Dar omul ăsta care a votat, eu nu m-am uitat, domnul Chirtoca, dacă mai are astfel de antecedente în Consiliul Municipal Chișinău. Dar cel puțin acest antecedent, despre care nu ați știți foarte bine, nu v-a pus niciun semn de întrebare, chiar să-l puneți al doilea după dumneavoastră în lista de consilieri? Lista de consilieri este decisă de echipă. În acest sens, domnul Chirtoca face și foarte multe alte lucruri în municipalitate. Atunci a argumentat că probabil o fi un teren de sport pe care se poate construi, un complex sportiv. Eu am zis că nu va ajunge să fie. Eu nu vreau să comentez acțiunile domnului Chirtoca și intențiile lui de atunci. Dar aveți că încredere că nu va mai face din asta? Eu am încredere că nu va mai face atâta timp cât voi fi eu în, să spunem așa, liderul acestei fracțiuni sau primar general. Credeți-mă. Vreau să vă amintesc că ați mai avut unul din ăsta în echipă, domnul Nișcico, dar mă bucur că după ce am făcut o investigație și v-am sesizat că e problemă serioasă cu dumnealui, l-am dat afară. Scos. Da, asta, așa, ca să fim corecți. Mai mult decât atât a fost și investigat penal, tot la solicitarea noastră. Domnul Stasi, o întrebare pentru dumneavoastră. Era cu putință să intervin cumva aici? Pentru că am fost zis foarte, zis? Foarte scurt. Da, foarte simplu, iată dovada. Dovada faptului. O secundă, vă rog. Imediat. O să vă dau dovada faptului că acest domn minte cu nerușinare. Știți de ce? Pentru că a fost implicat și el și echipa sa în dosarul Visarion Belinski 4, despre care vorbește că am fost obligat să plătesc un leu de către justiția lui Plahotniuc. Confundați. Vă rog să nu mă încurcați. Confundați temenii. Vorbiți acum lucruri pe care le recunoașteți, ca de obicei. Stimate domnule Ciobanu, vorbesc eu acum. Stimată, nu strigați, eu vă aud deci, foarte acest bine. Acest domn a mințit din de un an de zile când au participat. Au participat în cazul Belinski 4, acolo unde au schimbat planul urbanistic zonal. Și acolo sunt oameni care suferă. Dar întrebați-mă și după asta vom reveni. Da. Să-mi permiteți aici, vă rog frumos, eu un mic comentariu. Eu cred că asta trebuie să discutați în etapa de dezbateri. Da, scurt, doar ca să trecem la eu vă rog foarte mult, da. E o chestiune principală. Vă rog. Deci dumneavoastră nu faceți nici diferență între a înstrăina un teren și a schimba destinația sau puzul. Nu faceți diferență. Asta mă îngrijorează. Dumneavoastră veniți la primărie și nu faceți elementare diferențe. Știți care e mare problemă? Mafia imobiliară are diverse mijloace. Fie că înstrăinează, fie că schimbă planul urbanistic zonal din unul special în unul pentru care nu are drept să construiască. Iată aici iată vreau să intervin cu o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Năstase. Despre mafia imobiliară, împotriva căreia luptați aici la Chișinău, de foarte mult. Ieri, domnul Dodon, în cadrul unei emisiuni, a spus că PSRM și acum au convenit să creeze coaliții în 25 de raioane din Republica Moldova, da? În Consiliile Raionale din Republica Moldova. Spuneți-mi, vă rog, dar cum se face că acest PSRM mafiot este mafiot în Chișinău, dar în Republică și în Parlament este ok să faci coaliție cu el și să colaborezi? Dodon este ultimul care ar trebui să vorbească despre coaliție, pentru că dacă se decide ceva, se decide între cele două formațiuni politice, PSRM și acum, unde Dodon nu are nimic. Bun. Acum, revenind la mafia imobiliară, a cărei la complici... La coaliții, vă rog, locale. Pentru că v-am spus, în momentul de față... Întrebarea nu este, mea era despre coaliții în locale. Momentul de față nu este nimic decis, iar noi vorbim acum despre alegerile de la Chișinău. Iar la alegerile de la Chișinău am vorbit cu toții că nu vom face alianțe politice, vom face majorități în favoarea proiectelor pentru chișinăuieni, pentru oamenii din oraș și din suburbii.
Totuși, domnule Năstase, eu am să insist să-mi răspundeți la întrebare, pentru că eu, ca și alegător, eu duminică am să merg să votez și eu vreau să am un vot asumat și rațional. De ce PSRM-ul este bun în Parlament ca să face o majoritate cu el? În Consiliul Municipal Chișinău, el este mafiot, pentru că dumneavoastră a spus că sunt mafioți. Că ei sunt mafioți numai în Chișinău? Acolo nu sunt mafioți. Pentru că la Parlament se votează legi, la Chișinău primarul are suficiente pârghii pentru a prezenta Consiliului proiecte bune pentru oraș și nu e nevoie de politică, e nevoie de administrație publică locală făcută în interesul oamenilor. Dar politică cu mafioți se poate de făcut. Doamna Rață, în condițiile în care eram pe data de 7 iunie, am avut de ales între un mincinos și un criminal recunoscut. Ei, iată, așa a fost de complicată acea situație că a trebuit să alegem un mincinos. Asta, așa stau lucrurile. Atât. Ok, trecem la următoarea întrebare. Domnul Ceban, o întrebare pentru dumneavoastră, dar rămânem la subiectul problemelor funciare și construcțiilor din Chișinău. Am să rog colegii să pună pe post niște imagini. Bulevardul Moscovei, nouă fracție 5, 2016, protestați acolo, echipa socialiștilor. Acum am văzut că deja este un bloc construit. Nicolae Dimo 1, proteste ale socialiștilor în 2015, în 2019, este deja construit un bloc, nu știu ce fel de bloc, e o clădire construită pe același loc. Exemple de genul ăsta sunt multe. Asta nu e adevărat. Ok, haideți mai departe. Cazuri de astea sunt mai multe. Noi am ales doar câteva dintre ele. Sunt multe cazuri în care socialiștii au protestat și au cerut până a venit în Consiliul Municipal, când au venit la început în Consiliul Municipal, ca să nu se construiască, pentru că ați pledat că ilegal se fac aceste construcții. Construcțiile s-au ridicat. Ați putut în Consiliu cumva să interveniți? Nu știu dacă ați făcut-o, pentru că cel puțin construcții s-au ridicat. Mă întreb, cum poate un partid, un reprezentant al acestui partid, care ajunge în primărie, să oprească construcțiile, pentru că asta ne promiteți? N-ați reușit până acum. Deci, trebuie să știm care sunt competențele Consiliului. În general, Consiliul adoptă decizii, propune ce fel de decizii? Cu caracter financiar, în special. Deja cu caracter funciar nu pot că se dau la licitații. Arendă, privatizare. În arendă, privatizare, funciar, noi n-am participat. În ceea ce ține nemijlocit de construcții, da, am intervenit. Dar atâta timp cât ne permite legea, ca să înțelegeți. De exemplu, una din construcții pe care ați arătat-o, la Dimo, aici, nu departe, este conectată la fostul arhitect Karpov. Noi am blocat-o în toate etapele până nu s-au obținut în instanțele de judecată toate absolut actele permisive. Eu vă dau un alt exemplu. Valea Trandafirilor astăzi este un bloc de 24 de etaje care recurge la 11 etaje și prin decizia instanței de judecată suntem obligați, Primăria Municipiului Chișinău și Consiliul Municipal Chișinău, să eliberăm documente permisive într-o zonă în care nu există voie să se elibereze. Asta ce ar însemna? Asta ar însemna că judecătorii, 1, 2, 3 la număr, au substituit primarul, Direcția Arhitectură și întreg Consiliu. Și asta se întâmplă. Dacă intervii peste, atunci, exact așa cum au foarte mulți colegi de ai noștri, dosare administrative, dosare penale, dar sunt foarte multe cazuri care ne-au reușit. Spre exemplu, scoarul de la Codreanca și până astăzi suntem în proces de judiciar. Parcul Alunelu, în fața care trebuia să construiască benzinărie, aici, în sectorul Rășcani, la Milescu Spătaru, la Ciocana. Într-un loc ne-a reușit, în alt loc nu ne-a reușit. În mai multe nu v-a reușit. Și atunci eu întreb, cât de sincer sunt candidații atunci când ne promit că vom opri construcțiile neautorizate sau ilegale în Chișinău, când de fapt, acum ați spus că suntem neputincioși când se bagă justiția peste noi și... Haideți să vă spun eu. Eu sunt autorul unui studiu a 200 de construcții din municipalitate. Și l-am transmis și la guvern, și la parlament, și la procuratură, și la CNA. Acum au început să vină rezultatele. Deși nu prea am văzut acțiune a organelor de drept. Dar să știți că în parlament sunt și inițiatorul grupului de lucru în ceea ce ține de amendarea legislației. Domnul Vladimir Bolea, ieri am discutat cu dumnealui, este de la PAS, este conducătorul acestui grup și a venit deja cu un set de acte care trebuie să modificate. Atât la capitolul regulamente, cât și capitolul legislației, competențe, pentru că ceea ce spuneți de fapt dumneavoastră, oprirea construcției, nu e treaba Consiliului până la urmă. E treaba Agenției de Supraveghere Tehnică, e treaba Ministerului de Interne la etapele anumite să intervină. Apropo, n-a intervenit nicăieri. Aici, la Dimo, 7/3... Spuneți-mi, vă rog frumos, Consiliul Municipal Chișinău îl poate
invita să dea un raport în Consiliu pe arhitectul șef al Chișinău, șeful direcției funciare, șeful altor direcții, cei care emit astfel de documente. Îi puteți invita să le trageți cel puțin o muștruială bună? Că eu asta parcă n-am văzut, dar poate n-am fost eu atentă la Consiliu. Probabil că v-a scăpat. Da. De ce vă spun? Pentru că noi avem audieri pe diferite subiecte în fiecare săptămână. Iar în fiecare construcție separat au fost și audieri cu cetățenii, până am ajuns ori la Curtea Supremă de Justiție în favoarea unui, iată de exemplu cum aici este bulevardul. Dar proteste în fața instanței de judecată ați avut? Am să se sensibilizați. Și proteste în fața instanței de judecată. Haideți că noi am avut peste 1000 de proteste în ultimii câțiva ani. Problema este că există organe competente care trebuie să intervină pe diferite. Inspecția ecologică, dacă ține de exemplu de defrișarea arborilor. Agenția de supraveghere tehnică, dacă proiectul nu este conform, sau multe alte lucruri. Procuratura, dacă există suspiciuni. Dar totul se începe de la primărie, care emite primele direcția acte. Direcția respectivă de arhitectură. Da. Arhitectul. Și o fracțiune cu 19 consilieri. Din 51. Da. Din 51, e adevărat. Poate să cheme la tapet. Poate. Omul să-l mustre, dar aici rămâne. Ok. Bun. Deși nou, repet, ne-au reușit foarte multe construcții să le oprim. Credeți-mă. Dar ele sunt peste 2000 în Chișinău. De ce? Da. Domnule Anastasie, următoarea întrebare pentru dumneavoastră. Acuși urmează să aveți dezbatere între candidați. Următoarea întrebare pentru dumneavoastră și am să rog colegii să vă prezinte dumneavoastră video pe care trebuie să-l vedeți. Știți probabil despre ce e vorba? Nu știu. Bătaia celor doi. E vorba despre doi băieți care acum o săptămână, exact o săptămână, joia trecută, au fost bătuți în scoarul catedralii, în centrul capitalei, bătuți măr, unul în spital până în prezent. Eu am telefon. Da. Da. S-a vorbit mult în presă despre acest caz. Da. Băieții ăștia au fost bătuți de alți 7 băieți în centrul capitalei. Nu este clar ce s-a întâmplat acolo cu poliția. Știți probabil că doi șefi de la poliția Buicani au fost suspendați din funcție urmare acestui lucru. Sunteți degrevat din funcție, e adevărat, dar echipa dumneavoastră a rămas la Ministerul Afacerilor Interne. A rămas Ministerul de Interne și toată poliția care lucrează acolo de foarte mult timp și eu am luat act cu foarte mare îngrijorare ceea ce s-a întâmplat acolo și nu știu cum să vă descriu sentimentul pe care îl trăiesc, că sunt un ministru degrevat și nu pot interveni nici într-o parte, nici în alta. Aștept cu mare nerăbdare să treacă această campanie, mai sunt 2-3 zile și credeți-mă că toți, dar absolut toți cei vinovați, indiferent de numele lor, indiferent de cine le sunt părinți, tați, mami, cumetre, vor suporta niște consecințe. Dar în momentul de față trebuie să constat și eu că vor purta consecințe. Dar bineînțeles, mă voi duce și voi verifica acest caz de pe poziția de ministru deja nedegrevat, da, sau nu degrevat. Deci este un caz pe suferința căruia oamenilor de acolo încearcă socialiștii și Ivan Ceban să facă, să speculeze. Este grav. Da. Eu vă asigur că cei de la Ministerul de Interne, secretarul de stat, a luat niște decizii care se pare că sunt corecte, suspendarea, scoaterea din Dar dumneavoastră ziceți că abia așteptați să vă duceți să faceți regulă și mă întreb. Eu nu știu dacă un ministru de interne chiar trebuie peste tot să facă regulă. Bineînțeles, nu, mă duc să văd. Echipa dumneavoastră, dacă v-ați luat o echipă bună, ea trebuie să facă, n-aveți încredere în ea. Dar eu vreau să mă asigur că nimeni nu mușamalizează nimic în țara asta. Cât am fost eu la Ministerul de Interne, asta s-a întâmplat. Nimeni nu a avut. Dar de ce avem astfel de cazuri în Chișinău? De ce se ajunge la astfel de violență urâtă? Eu cred că la această întrebare trebuie să ne răspundem cu toții. De-a lungul timpului, nihilismul, oportunismul, impostura, nesimțirea au luat locul unor oameni profesioniști în toate domeniile, inclusiv în domeniile organelor de drept. Da, poate problema este că oamenii nu se mai tem atât de mult de poliție sau cred că pot rezolva cu poliția orice problemă? Eu cred că condițiile sau cauzele sunt multiple, doamnă. Ok, haideți să trecem la următoarea etapă, cea a dezbaterilor. Pentru mine aveți întrebare? Nu. Pentru contracandidat, da. Vă rog să vă adresați întrebări reciproce. Ia uitați-vă, ascultați, vă rog. Haideți să începem. Înainte să arătăm, ascultați-vă, iată dovada faptului acestei inegalități făcute la Stați, Sperând, ca așa nu se mai înțelege nimic. Haideți să începem de la... În curs de timpul meu, când dânsul... Nu, mai vă rog să opriți timpul, domnul Anastasie. Deci, doamna Mariana Rață, uitați-vă aici dovada faptului cum se votează la Belinski 4 de către... Uitați-vă. Da?
Da? A fost aprobată de către socialiști, cu votul socialiștilor la Belinski 4. Suferința... Exact a fost votat? Deci s-a schimbat planul urbanistic zonal și iată cum arată, iată vă rog să rețineți, Doamne, ce au făcut oamenii de acolo. S-au opus, iată, acestui dezmăț. Uitați-l atent. Și dumneavoastră ați fost alături de ei? După ce acești domni au votat o ilegalitate, oamenii ăștia s-au opus. S-au opus și au ajuns până la Curtea Supremă de Justiție. Curtea Supremă de Justiție le-a dat dreptate și până astăzi casele acestor oameni rămân dărâmate. Uitați-vă ce făceau mafia din acești oameni. Vă rog dacă se poate. Iată așa funcționează mafia în complicitate cu socialiștii din Consiliul Municipal Chișinău și cu Ivan Ceban, care a participat la acel vot. În toată această perioadă a mințit că n-a votat. Uitați-vă ce se întâmplă cu casele acestor oameni, dărâmate până astăzi. Cine va plăti factura pentru ei? Te rog să-mi spui. Cine? Continuați gândul și eu am să răspund. Da. Iată dovada ilegalităților acum... în domeniul imobiliar și complicității cu mafia imobiliară. Haideți acum să auzim răspunsul, pentru că dacă o să vorbiți cu un comitent, va fi foarte greu să monitorizăm timpul dumneavoastră. Eu domnul Ceban. Și da, pun aici punct. Da. Decizia de abrogare a acestei decizii de modificare a puzului este, de fapt, a noastră. Dinari Cojocaru, vicepreședintele fracțiunii noastre, a înaintat în ședință și a votat consilierii. Punct. Aici nu vreau să mă mai... Nu, fals. Cine a votat decizia pe care ați abrogat-o? Domnule Năstase, noi am discutat acest subiect Mariana, este deja foarte important, mult timp. Prieteni, cei care ne ascultați de acasă, uitați-vă cum vă minte. A fost o decizie emisă de Consiliul Municipal Chișinău. La câte șantiere de astea ați fost dumneavoastră? Cine a votat acea decizie? Vă întreb. Cine? Eu vă întreb acum, la câte șantiere dumneavoastră ați fost personal? Nici la unul. Polițiștii dumneavoastră la Dimo 7/3, acum la calea ieșirilor, nu vor să intervină. Să vă arăt mesajele. Stimate domnule Ceban, răspundeți la această întrebare de un an și ceva timp. Repetate rânduri. Cine a votat această decizie criminală care a fost anulată de Curtea Supremă de Justiție? Cine? Domnule Năstase, în repetate rânduri v-am răspuns. Cine? Decizia de abrogare a acestei decizii. Nu de abrogare. Cine a decis? Gata, eu, Mariana, nu am ce discuta. Am un minut. Vă rog. Întrebarea mea este. Cine a votat decizia prin care acești oameni au fost nedreptățiți, iar mai apoi Curtea Supremă de Justiție a anulat-o? Cine a votat acea decizie? Au votat socialiștii sau nu? Eu de unde știu cine a votat. Socialiștii au votat sau nu? Repet, eu nu știu la ce vă referiți. Dumneata, eu ai votat sau nu? N-am votat eu. Fals. Iată aici dovada. Oameni buni. Pun pariu cu dumneavoastră Ion, acum. Știți și o să zicea, pierdeți încă o dată în judecată. Niște, știți ce zicea un om foarte important? Domnule, nu-mi pare rău că m-ai mințit. Teamă mie că nu o să te mai pot crede niciodată. Eu? Și nu o să te mai creadă oamenii din acest oraș, pentru că îi minți în fiecare zi, lansezi în spațiu public tot numai minciuni. Asta este grav, Ion. Ok, ați finalizat? Domnule Ceban, vă rog. Eu de obicei nu utilizez chestiuni de genul ăsta, dar sunt nevoit. Pentru că mi-ați pierdut un leu. Acum mă acuzați de lucruri pe care nu le-am făcut. Nici la un șantier dumneavoastră n-ați fost. Polițiștii dumneavoastră nu iese la șantiere. Eu nu am polițiști. Țin. Ba da. Da. Da, vă dau cazul 7. Sunați, vă rog, la Dimo 7/3. Să spună de câte ori au apelat la poliție. A fost necesar să scot pe Slusăr din ședință, să-l rog să vă telefoneze pe dumneavoastră personal ca să intervină un polițist cumva, că erau bruscate mamele cu copii. N-ai fost nicăieri, Andrei. De ce spui minciuni? Dom'le, ești un om serios? Da? Continuă. Așa. Continuă să... Eu întotdeauna sunt un om serios. Și acum vreau să vă demonstrez că eu sunt un om serios, o dată în plus, la toate minciunile tirajate de acest... Domn. Sau atunci când ne spune despre Arad, fără ca măcar să cunoască numele primarului de la Arad, sau atunci când ne spune despre Arad, fără ca măcar să cunoască numele primarului de la Arad, e clar? Sau atunci când ne spune... Cum îl cheamă pe primarul de Arad, domnul Năstase? Domnule... Cum îl cheamă pe primarul domnule, de Arad? Stimate domnule Ceban, nu intru în asemenea capcane de care m-ai ținut toată această campanie. Nu suntem la știi și câștigi, domnule. Sunt într-o relație foarte bună cu actualul europarlamentar Ghiță Falcă, domnule. Cum într-o relație foarte primarul bună, de Arad. Astăzi este un interimar acolo și lăsați-ne în pace. Aici să-i arăt ceva, doamna Mariana. Eu vă întreb un lucru simplu. Cum îl cheamă pe primarul de Arad? Uitați-vă. Iată, uitați-vă, vă rog foarte, foarte atent aici. Ce scrie aici? Distinția credință și unire a județului Arad. Pe care mi-a înmânat-o, uitați-vă, fiți atent aici. Mi-a înmânat-o, știți cine? Călin... Haideți. Băi, domnule... Spuneți mai departe, cum îmi spune? Da, domnule, se cheamă Călin Bibart, dar primarul ales al Aradului este Ghiță Falcă.
Uitați-vă. Haideți să vă arăt eu acum o chestiune tare interesantă. Da. Da? Da, da, într-adevăr. Viceprimarul, primarul ales de Consiliul Aradului este Călin Bibarț. Da. Acum, pentru dumneata, îți arăt o fotografie. Fii atent că nu am dreptul să o pun la public. Nu, arătați-o. Vă dau dumneavoastră. Astăzi nu e voie, pentru că eu nu fac ceea ce face Andrei Năstase în campanie. Asta este, de fapt, trebuie fotografie. Să spunem oamenilor că este o poză în care sunteți dumneavoastră și înțeleg că prin poza asta este și domnul Călin Bibarț. Da. Și ce nu știu unde asta? E această poză și în parlament. Și ce în e parlament. Cu asta când a fost întrebat? Dar cunoașteți de primarii de acolo, nu i-a cunoscut domnul. Mă întreabă colegii? Păi, din câte înțeleg, e interzis de legislație. Eu de asta, eu puteam să o public eu. Da. Ok, am înțeles. Domnule, ce are una cu alta, că are o fotografie? Când a fost întrebat numele primarilor, nu i-a știut. Asta este adevărul, domnule. Bun, deci nu eu știe, am o altă întrebare pentru dumneavoastră amândoi în calitate de candidat la funcția de primar. Spuneți-mi, vă rog. Eu insist. Dar noi avem un concurs în această... Dar eu chiar am o întrebare. Noi avem un concurs în această campanie electorală, că v-am văzut și la alte dezbateri, tot vă lăudați, fiecare dintre dumneavoastră, care și câți primari cunoaște. Din Europa, din România, noi ce suntem la un concurs, care și câți... Permiteți, vă rog, să finalizez. Pentru că noi, de exemplu, altfel de primari așteptăm. Eu am arătat cum acest domn minte cu desăvârșire și am arătat cum eu respect legea. Eu puteam și eu să public această fotografie. Dar știți ce am discutat cu domnul Bibarț? Nu știu ce ați 100 discutat. 100.000 de euro, 2 milioane de lei pentru parcul Dumitru Rășcanu. Domnule, este ce un fals. Acum ascultați-mă foarte atent. Este un proiect vechi de-a lui Ghiță Falcă de la Arad, pe care l-am discutat încă la Iași, când ne-am văzut acolo jumătate de an în urmă. Uitați-vă cât de mult minte. Și vor veni cei de la Arad și vor spune: oameni buni, rețineți un lucru, în toată această perioadă Ivan Ceban v-a mințit cu casele mele, anul ăsta nu mai vorbește despre ele, cu 30.000 de sirieni în cadrul prezidențialilor, cu concesionarea Chișinăului pentru arabi, tot cu minciuni și minciuni și dispar, de la un an la altul dispar și vin altele. Iată, mă acuză acum de minciună. E ușor, ai aruncat-o. Ioan, este... Ați spus că nu cunosc numele primarului. Da, domnule, și când ați fost întrebat de primari, dați-mi un nume, nu l-ați știut. Care? Nu l-ați știut faptul că ați avut odată o fotografie cu cineva. Doamna Mariana, eu m-am fotografiat cu atâta lume pe lumea asta, dar nu am reținut neapărat numele la toți. Ei, și el vine acum și mă acuză. Iată, astea sunt tehnicile propagandistice a consilierilor lui din Rusia, care îl consiliază zilnic. Iată ce fac ei. Propagandă, minciună, fake news și intoxicare opiniei publice. De care primar m-ați întrebat dumneavoastră? Mariana, nu ieri, alaltă ieri am fost la TVR. Știți ce mi-a spus el? A spus că eu am fost la Tiraspol și m-am întâlnit cu, așa zis, un ministru de interne de acolo și cu cei de la Șerif. Și spun, băi, ești un om neserios, n-am făcut niciodată asta. Știți ce îmi spune el? Tot mi-a stărăt fotografia. Te crucești. Cum să existe o fotografie dacă eu n-am fost acolo? Iată, în toată această campanie a ținut doar să mă scoată din sărite, să mă... Sunt calm. Sunt atât, am imunitate. Anul trecut îmi căuta costumul. Astăzi, la fel, se leagă de o etichetă. Dom'le, omul ăsta nu este serios. Ori vorbim despre orașul nostru, ori vorbim despre nevoile oamenilor, ori te legi de papucii mei, de tot ce... Ioan, n-am nimic cu papucii dumneavoastră. Ai mințit o lume întreagă. Ai anulat alegerile. Te-ai dus în instanța de judecată și ai cerut anularea, invalidarea legilor. Mai mult decât atât, rețineți. Invalidarea legilor și-a cerut el... Pe baza hotărârii lui Berdilo, a cerut instanței de judecată să rămână el primar. Vă dați seama cât de multă nesimțire există. Ați mințit și v-am demonstrat acest lucru. Vreau să spun o chestie, doamna Rață, pentru că cu dumneavoastră și cu cei de acasă vreau să vorbesc. Astăzi am primit o scrisoare de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Știți, eu am crezut că nedreptatea a fost înlăturată prin decizia Curții de Apel. Nu. Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că dosarul continuă pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului și regimul criminal Plahotniuc și cei care l-au servit, Igor Dodon și Ivan Ceban, vor răspunde, vor plăti factura pe care ne va impune Curtea Europeană a Drepturilor Omului să o plătească Republica Moldova. Eu nu voi lua niciun ban, niciun leuț de la Republica Moldova, pentru că nu Republica Moldova este vinovată, nu oamenii, ci acest domn care a servit regimul Plahotniuc în exercițiul ei de a ucide democrația în țară. Atât. O altă întrebare, vă rog. O mică concluzie. Da.
Eu am vrut să arăt că domnul Năstase, de fapt, a spus un neadevăr ieri. Nu, dar vreau să mă asigur, numai o secundă. Eu am 8 minute și el are 20? Este nedrept. Nu. Probabil că ceva s-a defectat, acuși cu erau 13:58, eu mi-am fixat. 19:53. Nu. E o defecțiune, colegii, se mai întâmplă, e tehnică, cade. Dar colegii țin cont, să știți, colegii mei țin cont. 13:58, eu mi-am notat. Da, ei corectează acum greșeala, am fost atenționată. Spuneți. Un lucru. N-am afișat asta în public, pentru că nu permite legislația. Am discutat și am mulțumit și primarului și altor reprezentanți din România, pentru că acolo mai sunt de la Târgu Mureș, care ne ajută cu, de exemplu, stația de pompieri aici, cu utilități și cu multe alte lucruri. Dar n-am afișat în public, pentru că legea nu permite. Eu tot am și în România, dar și în alte state foarte mulți prieteni. Ați văzut că am făcut tura anul trecut pe la toți primarii, mulți, în diferite țări, dar am făcut-o până a intra în campanie electorală. Ceea ce am vrut să demonstrez este că domnul Năstase pur și simplu, în mod intenționat, duce lumea în eroare. Sunt declarațiile dumneavoastră de ieri, n-am făcut nimic mai mult. Eu am mulțumit omului că ne ajută și am dat asigurări că vom coopera. Asta e. I-ați spus și de ruptul hărții de către Bătrâncea? I-ați spus și de înjuratul românilor și a României de-a lungul timpului? I-ați spus și de înjuratul pe care îl desfășurați chiar zilele trecute a Europei? Sunteți cinici cu oamenii care ne privesc. Doar știți foarte bine că nu aveți reputație curată, nu sunteți credibili și nu o să vă dea nimeni nimic absolut. Ne mințiți cu nemiluita la televizor. Să fiți sănătoși. Oamenii au înțeles ce era de înțeles. V-am înțeles. Am o întrebare pentru domnul Năstase. Ați spus că ați luat din materialele domnului Țicu. Nu căutați în foi. Vă rog frumos să vă uitați la mine. Uitați. Domnului Țicu, domnului Chertoacă și domnului Chiron, da? Punctele prioritare. Eu le-am scos programele. Vă rog să numiți de la domnul Chertoacă două puncte pe care le-ați inclus la dumneavoastră din cele 5 priorități, pentru că nu sunt programe. Doamnă Rață, eu doar nu sunt la știi și câștigi aici. Domnul Chironda, cu domnul Chironda am avut azi o discuție foarte bună. Am convenit cu toții că și modelele lui, și modelul meu, și modelele mele sunt la fel. Am convenit că vom reforma primăria Chișinău pe modelul vienez. Vă rog să-l sunați pe domnul Chironda. Doi. La domnul Chertoacă, m-am întâlnit cu domnul Dorin Chertoacă și am convenit că proiectele europene pe care le-a inițiat domnia sa vor fi implementate cu rapiditate și mai ales vorbesc despre proiectul de terminare a reparației stației de epurare și a termoizolării. Proiecte în valoare de peste 23 de milioane în momentul de față și care pot fi extinse până la 500 de milioane de euro. La domnul Țicu, cunoașteți foarte bine, dânsul ca și mine a luptat pentru un oraș al libertății și tot ce înseamnă asta va fi implementat. Mulțumesc, nu-mi pierdind cu ce bani. Dacă aveți este important, pentru că ați spus că ați inclus priorități. Puteți să spuneți două, trei, la domnul Chironda. Modelul vienez am înțeles. Vă privește. Noi avem modelul chișinăuian. Foarte bine. Văzut cum a funcționat sub voi modelul chișinăuian. Cu corupție, cu mafia imobiliară ca la ea acasă, cu sifonări de fonduri, cu licitații trucate. Iată, așa a funcționat modelul ciobanul și socialiștii în acest oraș. Așa ceva, cu mine la primărie, cu echipa blocului acum, nu va exista. Aveți o întrebare? Ceva? Haideți să dăm voie și domnului Năstase să adreseze o întrebare. Eu l-am întrebat pe domnul Slusăr, chiar mă interesează, pentru că am înțeles că din priorități nu cunoaște, nici programul dumnealui nu este prea bine structurat. N-am auzit să vorbiți despre program. Am tot încercat să vorbim. Eu când vă întreb de cifre, când vă întreb de lucruri concrete, dumneavoastră vă enervați. Când vă întreb de cartea cu care ați umblat o săptămână de zile sub țoară, nu știți cum se numește. Așa. Deci cam cum vine asta până la urmă? Întrebarea mea este, cine concret din echipa despre care spuneți dumneavoastră că sunt specialiști, sunt specialiști în urbanism, sunt specialiști în arhitectură, în dezvoltare durabilă, rog să-mi dați nume concrete. L-am mai întrebat și pe domnul Slusăr. M-ai întrebat-o odată. Vă întreb pe dumneavoastră. M-ai întrebat-o odată. La dezbatere. Spuneți un nume, doi. Acum, uite, se ocupă de asta și de asta. Întrebarea mea pentru Ivan Ceban. Lucrul mult mai important. De ce întrebări din ambele părți. Ce ați căutat ieri la Publica? În condițiile în care știați că eu, la fel ca și dumneavoastră, miercurea trecută la Jurnal TV, am fost și eu data ieri la Jurnal TV. Ce ați căutat la Publica știind că eu nu am cum să fiu acolo? De ce? În primul rând, pentru că dumneavoastră ați refuzat dezbaterile la NTV, dar eu le-am acceptat la Jurnal TV să merg. La NTV ați refuzat, ați mers pe formula emisiunii. Despre Publica și despre Prime, despre holdingul lui Plahotniuc, care nu v-a atins nici copan în această campanie și în mine au dat ca în hoții de cai.
au dat cu tunurile, la fel ca pe timpurile când Plahotniuc era aici. Întrebarea mea este, ce căutați acolo? Eu vă răspund, dar da, permiteți-mi puteți să răspund. Eu am fost la toate dezbaterile televizate. Și acolo nu m-am dus la proprietarul respectiv. Că-i Plahotniuc sau că-s aliații săi. Și am explicat asta. Eu m-am plecat la audiență. Audiența este una foarte mare. Da, și era o dezbatere lansată pe echipe. Și eu tot am finalizat la fără 10-9. Ca și dumneavoastră la jurnal, eu am finalizat la NTV. Pentru că dumneavoastră ați forțat dezbaterile la NTV. Eu m-am dus încolo și v-am așteptat pe dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră ați confirmat tocmai la ora 7 că nu veți fi. Așa mi s-a spus mie. Deci este un fals. Știi foarte bine că la jurnal TV emisiunea durează peste ora 9 și ceva. Trebuie să veniți după 9 și ceva. Eu am o întrebare către dumneavoastră, către amândoi, Mariana, pentru că totuși nu ne-ați răspuns. Să clarificăm niște lucruri. Acest domn profită de ocazii și caută cu orice preț voturi. Eu muncesc pentru un program pentru chișinăuieni, pentru dezvoltarea orașului. Iată diferența dintre noi. Da, el caută voturi. Eu am o întrebare. Da, el are probleme. Acum o să îndrept iarăși colegi. Am o întrebare către dumneavoastră în acest moment. Spuneți-mi, vă rog frumos, aici înțeleg că v-ați înțeles care și când vă duceți la dezbateri. De mânuță vă duceți, înțeleg. În primul tur, tot așa, v-ați înțeles să nu veniți la noi? Niciodată nu m-am înțeles cu acest domn și n-am să fac niciodată târguri. Acum spuneați că ne-am înțeles că ne ducem împreună la NTV. Cine vă spus asta, doamnă? Niciodată dânsul a speculat în spațiu public. Niciodată nu m-am înțeles cu acest domn legat de dezbatere. Niciodată. Bine că ați menționat dezbatere, pentru că eu v-am votat ca ministru și aștept de la dumneavoastră niște lucruri. Ia să spuneți, vă rog frumos, dacă tot vă enervează că nu vă întreb de oraș și vă întreb de chestiuni, cum s-ar numi cartea lui Bloomberg. Da, să-mi spuneți numai atâta. O secundă. Ați votat sau nu ați votat acea hotărâre? Vă rog să ne răspundeți. Ați votat sau eu nu hotărârea din Bielinski 4? Eu am o întrebare concretă și vă răspund. Vă rog spuneți-mi frumos, că este foarte important. Nu mă defilați atât de mână. Sau nu? Eu vă văd foarte bine. Nu-mi defilați din mână. Eu v-am spus că eu n-am votat. N-ați votat. Iată, uitați-vă, a câta oară se spune minciuni în spațiu public. Cum să vorbesc eu cu dumneata? O întrebare, vă rog. O întrebare simplă. Spuneți-mi, vă rog, trei succese pe care le-ați realizat la MAI. Trei succese? Și cum a influențat asta viața oamenilor de zi cu zi, în contextul reportajului pe care l-a arătat doamna Rață? Nu vă întreb de oraș, că am înțeles că nu prea am ce vă întreb aici. Fără supărări. Da, noi așteptăm. Acolo sunt realizările, domnul Stas. Înmânez acestui domn raportul activității mele de 100 de zile la Ministerul Afacerilor Interne. Îi spun doar atât. Eliminarea poliției politice din Republica Moldova, poliției politică care pe perioada activității și a dominației lui Plahotniuc ne-a interceptat și pe mine și pe dumneavoastră și atâția și atâția jurnaliști și oameni de bună calitate din această țară. Iată, pentru cei interceptați, filați, urmăriți, persecutați, dânsul și Dodon nu s-au găsit. V-am dat doar una. Mulțumesc. Asta e o chestiune de PR. Eu vă întreb de criminalitate. Ați făcut un demers acolo și așteptați. Atâta de mult manipulează. Scoate niște cifre din context. Le defilează pe la televiziune. Dar eu am acum o întrebare pentru dumneavoastră legat de interceptare. Da. Că noi credem că mereu suntem interceptați, poate asta e un defect profesional la noi. Dar dumneavoastră de ce continuați să comunicați pe WhatsApp și Signal? Eu? Da. Nu credeți că sunteți interceptați. Majoritatea comunicării mele se află pe linie deschisă. Întrebați-o pe Maria Ciobanu. Întrebați-o pe Maria Ciobanu, vă rog. Ok, pentru că senzația, deputații din fracțiunea dumneavoastră și din blocul acum comunică în continuare pe WhatsApp și Signal. Înțeleg că oamenii nu au încredere că nu sunt interceptați. Încă oamenii mai poartă acea frică a terorii pe care Plahotniucul a avut-o asupra noastră, a tuturor. Păi, deja excepția. Au trecut 4 luni. În acele interceptări nu s-a regăsit niciodată Ivan Ciobanu. E o întrebare, nu-i așa? Ați văzut toată lista? Am avut ocazia. Vă rog să mi-o dați și nouă. Și mai aveți acolo ca și vreau ocazia. Încă o întrebare din partea dumneavoastră pentru domnul Ciobanu, pentru că să consumi și dumnealui din timp. Aveți o întrebare? Către domnul Ciobanu? Da. Sunt foarte multe, am o listă. Una. Dar nu de pe foaie, haide. Nu, am o listă de la telespectatori, am o listă de la oamenii cu care mă văd. Domnule Ciobanu, spuneți-mi, vă rog, ați votat sau nu Bielinski 4? Am decizia din Bielinski 4? Am votat decizia de abrogare. Încă o dată,
minte. Altă întrebare, domnule Năstase. Că cu asta am înțeles. Alta aveți? Să răspund la asta deocamdată. Păi iar patru ani de zile. N-ați găsit chiar o întrebare să-mi oferiți? Că ceva am făcut incorrect în, la în primăria municipiului Chișinău? La întrebările mele minte, doamnă. La toate întrebările mele minte. Domnule, de ce e atât de rău în oraș? De ce miroase de la stația de epurare? Vă rog să spuneți de ce miroase de la stația de epurare în timp ce dumneavoastră 4 ani de zile ați fost în Consiliul Municipal? Vă rog să ne explicați. Eu știu de ce, dar dumneavoastră știți de ce? Nu, explicați. Eu chiar știu de ce. Dar de ce n-ați făcut nimic? Răspundeți, domnule Ceban, dacă știți. De ce n-ați făcut nimic? Eu vă rog să stați mai relaxat. Eu stau. Și dacă aveți timp, am ascultați. Imunitate în fața unora ca dumneavoastră. Domnule Năstase, haideți să ascultăm ce spune domnul. De asta și cad într-una timerul, pentru că vorbiți cu un comitent și... Haideți să-l luăm foarte succint. Unu, este un nene acolo și sunt mai mulți care sunt la întreprinderi municipale, unde nu pot eu să intervin nici ca consilier municipal. Noi nu suntem reprezentați practic nici într-un consiliu de administrație. Această subdiviziune este în domeniul de competență a APCANA. Salariile acolo sunt foarte mari, de la 50 la 80 de mii de lei a directorilor întreprinderilor municipale, toate diferite. Păi, conducătorul unei întreprinderi trebuie să prevadă situația sau să o rezolve în momentul în care ea se întâmplă. Eu nu vreau să aud lucruri pe care pur și simplu nu le-a înțeles nimeni, nici la ședința guvernului. De asta ar fi bine să se dea într-o parte. Doi. Există unele prevederi legale care au fost amendate în 2011-2012 și noi am venit acum cu proiectul de lege, așteptăm Parlamentul să intervină. Dar eu aș fi vrut ca conducătorii acestor instituții să vină cu astfel de demersuri, că devărsările și respectiv bacteriile care fermentează, într-adevăr, sunt limitate la acest proces și nu pot regenera decât în 2-3 săptămâni de zile, când iarăși există această problemă. 3. Există o companie Pasavan. Apropo, marele proiect despre care spuneți dumneavoastră. Semnat contractul la 10 octombrie 2016 și respectiv această companie trebuia să realizeze lucrări de reamenajare a stației de epurare. Ce s-a întâmplat? Din 8 colectare astăzi lucrează doar 2. Pentru că restul 6 s-au distrus. Presiunea este una foarte mare asupra acelui potențial funcțional care este în prezent. 6% de lucrări realizate. 24 de milioane 243 de mii de euro, adică jumătate de miliard de lei, astăzi această companie este sub contract. Această companie este sub vizorul DNA, cel puțin DNA. DNA, Departamentul Național Anticorupție, ca și în cazul ca și ce râdeți. Acolo lucrează, nu ca poliția aici. Deci și cel puțin vorbesc de persoane din conducerea acestei companii și despre acest lucru s-a știut din 2015. Iar la procesul de licitație, nu, este foarte important. E complicat ce spuneți dumneavoastră, eu nu știu dacă înțeleg oamenii de acasă. Este complicat. Apă canal trebuie să rezolve problema. Toți trei împreună. Unu, conducerea dacă nu poate, înseamnă că vine cine la... Cine a contractat firma asta, Apă canal? Atunci doamna Herța, cu Apă împreună canal. Cu domnul Chirdoacă, exact. Care subordonează cui? Apă canal, la momentul de față, Apă este administratorul cui, proiectului. Mai departe? În mijlocii primăriei municipiului Chișinău. Consiliul Municipal poate interveni? Doar la Consiliul de Administrație poate interveni. La Consiliul de Administrație noi nu avem nicio reprezentat acolo, dacă vorbiți de mine personal. Nu. Primăria are? Păi primăria are, dar sunt consilieri din alte fracțiuni, nu din fracțiunea noastră. Noi nu avem nicăieri reprezentanți. Practic. Cam asta e. Și vă spun, deci dacă pe scurt, amendamentele la legislații, schimbarea conducerii, reevaluarea planului și reevaluarea proiectului propriu zis, inclusiv dacă este nevoie licitații nouă. Da, mulțumesc. Nu știu întrebare, ce se întâmplă cu timerul nostru în continuu. V-ați uitat în telefon, v-au scris, deci uitați-vă spuneți. Chiar iar știu. Domnule Ciobanu, cunoașteți, vă rog, câte billboard-uri aveți în intersecția din strada, de la Gaudiamus? 1. Fals. 3. Câți metri pătrați? Nu știu. Câți ați plătit pe ei? Este raportul la Comisia Electorală Centrală. Mulțumesc. Atât vedeți și aici minte, dar să poate nu știe. Trecem la următoarea etapă. Întrebarea este de unde atâta bănet, fraților? Cei de acasă? Uitați-vă, publicitate la televizor de 400 până la 800 de euro minutul. Publicitate tot Facebook-ul. Tot orașul e plin de billboard-uri. De unde atâta bănet pentru voi și nu aveți bani pentru stația de depurare, nu aveți bani pentru drumuri, nu aveți bani pentru parcuri de trolebuse? Asta vreau să întreb, Ioane. Asta vreau să știu. De ce 4 ani de zile orașul ăsta a înmărmurit în timp? Puteți și nu răspundeți oamenii. Puteți să repetați asta încă o dată? Pentru că mi se pare că e o scenă regizată așa cum a fost cu Joker, cu mască. V-a plăcut, nu? A? V-a plăcut. Dar cum se scrie? Cum se scrie pe plaie? Minhausen sunteți, domnule Ceban. Minhausen, nu Joker. Mariana, ca să explic. Eu nu foarte scurt. Vreau să trecem la întrebări și răspund. Vreau să vă spun sincer. Ca și cetățean al Republicii Moldova și a Chișinăului. Eu tare am sperat că noi în dezbateri vom avea
dezbaterea programelor. Iar noi am discutat despre cine are mai mulți prieteni primari într-o parte sau în alta, cine are nu știu ce, nu știu cum, deci foarte departe de problemele capitale. Domnul Cauză, care este și ministru, fie și degrevat, și nu l-am împiedicat să se fotografieze cu oameni undeva peste hotare, atunci a fost degrevat, dar nu prea degrevat. Dacă când e vorba de tras la răspundere pe unele cauze care se întâmplă în Chișinău, e degrevat. Asta este diferența între noi. Eu nu fug de responsabilitate. Bun, dacă este responsabilitatea mea, eu v-am spus. Aici se termină responsabilitatea mea, aici începe responsabilitatea mea. Cu degrevarea, eu aș avea și eu să vă spun o întrebare. Aceste pancarte, sau cum se numesc, foile astea care se împărțeau și... Chiar dacă curtea de apel va da dreptate, în timp ce lui nu i-a dat dreptate, e o semn de întrebare, duble standarde la curtea de apel. Noi asta înțelegeați că, de fapt, nu este despre bine să folosiți simbolurile de stat pe aceste foi volante, fluturași ăștia. De ce nu ați renunțat la ei? Chiar dacă... Haideți, ba da, am renunțat din prima zi. Cum din adică? Prima zi. Păi și acum... pe toate billboard-urile din oraș, domnule. În toate billboard-urile este ceva. Asta în primul rând trebuie să știți foarte bine că nici nu s-au schimbat aceste billboard-uri la turul 1 la turul 2. Eu nu stau să le socot în fiecare intersecție câte sunt. Dar dumneavoastră deci considerați legal sau nu? Dumneavoastră considerați legal sau nu? Vorbiți și eu am să vă întreb. V-am întrebat și vreau să răspundeți. Eu m-am conformat deciziei judecății. Dumneavoastră nu v-ați conformat și până în prezent utilizați aceste lucruri. Ei, uitați-vă iarăși încă un fals. O secundă. Scurt, vă rog, ca să am întrebări și eu la Eu nu pot să vorbesc. V-au căzut ochelarii, vă rog. Regie, cineva, ajutați. Adresați. Eu nu socot billboard-urile. Okay. Domnul în cauză știe foarte bine cum se depun la CEC toate materialele. Le poate verifica, pentru că președintele CEC-ului vine de la blocul acum. Nu e o noutate. Deci tot este în termen legal. Dacă are să mă acuze de ceva concret, atunci mă acuză. Dar nu debitează cu minciuni, falsuri, minciuni, v-am amăgit. Asta ați făcut toată campania asta. N-ați prezentat un proiect, o cifră, o carte n-ați știut cum se numește. Haideți să discutăm. Cifre elementare de la dumneavoastră din minister nu le cunoașteți. Și vreți să încercați doar prin metoda asta extremistă de divizare a societății, Ăștia-s cu rușii, ăștia-s cu nemții, ăștia-s cu nu știu ce. Societatea când eu... Idei nu aveți de un proiect în municipalitate. Am adus alături toți, și românii, și rușii, pe toți am adus alături de proiecte benefice pentru oameni. Eu nu am divizat pe criterii politice așa cum fac ei. Uitați-vă că și-au pus mască ba de european, ba de român, ba de conciliant, ba de specialist. Acum pe ultima sută de metri și-au pus steaua din nou în frunte. Iată cum sunt ei, mincinoși și îmi pare rău să spun chestia asta, dar... Deja oamenii chiar încep să nu-i mai creadă. Haideți să trecem la întrebări și haideți răspunsuri. Haideți întrebări pe municipiu, domnule, pentru că asta ceva. O să continuă. Asta nu chiar pe municipiu, e așa, matematică curată. Totuși, da. Mama dumneavoastră, fosta șefa Direcției Municipale Asistență Socială, cu un salariu de vreo 5.000 de lei, eu așa de memorie, acum că scriam în perioada aceea, ții minte când a fost demisă doamna Eugenia Ceban. Cum ea, peste două luni după ce a fost demisă din funcția asta de șefa Direcției Municipale Asistență Socială și a procurat apartamentul de 230 de metri pătrați cu peste 800 de mii de lei și acum, de câțiva ani urmă, vi l-a donat dumneavoastră? Cum a este fost posibil? Este o interpretare nefinalizată. Deci? Am spus, părinții mei au avut o casă în centru din 1982, pe Zaichin, strada. În momentul în care s-a început o construcție, iarăși de asta ilegală, noi am fost nevoiți să facem acest schimb. Este contract de vânzare-cumpărare. Dacă insistați, eu vă aduc data viitoare. Vânzare-cumpărare, dar nu schimb. Îmi permiteți, vă rog frumos, pentru că este mai corect din punct de vedere juridic. Așa ne-au sfătuit juriștii. Okay. Vânzare-cumpărare în aceeași zi a unui imobil și vânzare-cumpărare în aceeași zi a altui imobil. Deci n-a fost nimic ceea ce n-a fost declarat. Doamne. Ok, bun, am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, dar Tatiana Bucearski... O cunoașteți? Este rudă cu dumneavoastră? Nu, este rudă cu mine. Este nașa de cununia surorii dumneavoastră. Puteți să vedeți toate fotografiile surorii mele, ele sunt în spațiu public. Nu, spuneți-mi dacă e adevărat sau nu. E de mult mai întrețin de relații. A fost o situație în care, într-adevăr, deci acum să explic. Eu ca să continui întrebarea, să înțeleagă oamenii de acasă, că dumneai a fost numită recent în funcția de șefa Direcției Asistență Socială și Sănătate din cadrul primăriei Chișinău. Eu vreau să înțelegeți. Deci, ei au avut relații când un naș a zis că nu pot. Uh-huh. A fost naș la nuntă. Toate fotografiile ulterioare, care sunt în spațiu public, pentru că sunt sigur că nu aveți nicio fotografie, ulterior sunt cu alte persoane. Eu țin în brațe copiii. Okay. Dar,
Vreau să știți că doamna Bucearski a lucrat 10 sau 15 ani de zile la asistență socială. Eu nu o acuz, nu o scuz, nu sunt avocat. Coincidență, că tocmai acum domnul Talmaci pe ea o numește... Coincidență poate fi... Partidul Socialist dă o funcție de pretor, domnul Talmaci dă altă funcție de pretor cuiva de blocul acum. Doamna Rata, așa cum s-a împărțit. E bună întrebare, dați-mi voie să finalizez gândul, da? Vă rog. A participat la concurs și a învins în acest concurs, punct. Bun, eu n-am încredere în concursul de Republica Moldova, dar eu... Recunosc că asta este problema eu mea personală. Eu vă spun în felul următor. A câștigat la concurs atunci când era domnul Codreanu. Punct. Cine? Ok. Codreanu. Cine? Domnul... Cum a ajuns Nistor Grăzav viceprimar? Cum a ajuns? Bine. Eu am întrebări pentru dumneavoastră. Am și eu o întrebare, numai timp... atâta, pentru că a făcut o afirmație că vă aduce... Dar de ce nu v-ați dat întrebări atunci când v-am oferit timp pentru asta? Poftiți. Domnul Năstase, o întrebare pentru dumneavoastră, că tot ați pomenit despre mafia imobiliară. Da. Spuneți-mi, rog, dar de ce nu a intervenit Ministerul Afacerilor Interne în ultimele 4 luni, când erați dumneavoastră în fruntea acestui minister, să scoată măcar câteva cazuri de astea de mafie imobiliară în Chișinău? Vă spune ceva cazul Grozavu? Dar el e vechi. Nu. Cazul Grozavu este... Din 2017. Nu. Cazul Grozavu este exact opera, dacă vreți, munca adevărată a polițiștilor în momentul în care eu eram la Ministerul de Interne. Și mai multe cazuri sunt pe rol în momentul de față, dar n-aș vrea să vorbesc despre ele pentru că aș... N-ar fi corect. Deci ați descoperit în calitate de ministru mai multe cazuri. Foarte multe pe rol și în răspunsul pe care îl vor da cei de la Ministerul de Interne, sper să se regăsească și așa ceva. Dar... N-am prevăzut capete să cadă de acolo. Eu tot stau și mă uit la Direcția Arhitectură, nu văd nimeni să se clatine. Puțină răbdare. Puțină răbdare. Să dea domnul. Uitați-vă că cine credea că Plahotniuc, partenerul lui Dodon și al lui Ceban, va fi dat în căutare generală? Iată că este dat în căutare generală și puse chestiul pe niște bunuri. Cine credea că un șef al Curții Supreme de Justiție va fi anchetat penal? Asta? Tot bineînțeles. Dumneavoastră ați făcut asta? O altă întrebare pentru dumneavoastră. Mie îmi pare că dumneavoastră sunteți un fel de Napoleon. Dumneavoastră ați adus... Sunt singur în țara asta care... Scuzați-mi lipsa de modestie. Care și-a asumat depunerea unui denunț împotriva lui Plahotniuc pe uzurparea puterii în stat și acolo vor trece mulți, și judecători, și procurori, și polițiști, și politicieni, și deputați, și miniștri. Haideți să vorbim încă despre ceva. Da. E o întrebare, pentru că l-am întrebat o chestie personală pe domnul Ceban, ar fi corect să vă întreb și pe dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, de ce totuși nu vine familia dumneavoastră în Chișinău? Și în context o altă întrebare. Dar dacă vine în Chișinău familia dumneavoastră, din ce va trăi? Din salariul dumneavoastră de primar? Nu, soția mea este juristă de meserie, în momentul de față acolo, lucrează acolo, dar acum este cu mine alături cu fetița mea, bineînțeles, în momentul în care al doilea băiat al meu, care este în clasa 12, adică a învățat din clasa 7 până la 12 acolo, își termină școala, merge alături de fratele lui mai mare la facultate, iar soția mea și fetița se vor întoarce acasă. Când? Credeți-mă, nimeni nu este mai interesat să iau eu pe-a mea aproape. Credeți-mă pe mine. Și mi este atât de greu că 7 ani de zile, rețineți, nu șapte zile, sunt fără ei. Da. Este o chestiune intimă pe care, lăsați-mă să o trăiesc în intimitatea mea, că nu este deloc. Pur și simplu, mai sunt oameni care tot au fost în perioadă, dar familia a stat mai aproape, dar nu vreau să mă bag peste asta. Ce ați face dacă copilul dumneavoastră ar fi în clasa 11 și mai are o jumătate de ani să o termine? Mama lui să-l lase acolo de unul singur? Bineînțeles că va sta până la capăt și se vor întoarce, bine. Pentru că vreau să iau alături, credeți-mă, ultima, și ei vor să vină acasă. Dumneavoastră, mai aveți foarte puțin timp, am zis, lăsați-mă măcar o leacă de timp pentru... Oamenii ultima întrebare știți. Pentru dumneavoastră. Deși știți, eu am mai multe întrebări, inclusiv de la contracandidații dumneavoastră, din primul tur. Întrebări foarte bune, îmi pare rău că n-am reușit să vă le adresez, de la domnul Ilian Cașu, de la domnul Chirtoacă. Întrebări... Nu prea aveți timp, doar pentru o scurtă întrebare. Și eu, pentru mine este principal să vă întreb. Votul electronic în Consiliul Municipal Chișinău, unul foarte important, pentru ca să ne dăm seama despre transparență, despre să nu mai avem întrebări. Cine a votat acel proiect, cine nu a votat, ne spuneți că nu, dumnealui nu știu, spune că da. Deci dacă am avea votul electronic, tot ar fi foarte clar. De ce până la urmă nu s-a reușit să fie implementat? Și am înțeles eu că responsabil de elaborarea regulamentului privind funcționarea votului electronic a fost un coleg de-al dumneavoastră, Stanley Vardanian. Da. Tot echipamentul este instalat, nu este un modul. Noi am făcut toate lucrurile. Un modul. Acolo n-a procurat executivul. Nu, problema nu este în noi. Noi am decizia am înaintat-o. Decizia am convins colegii să o aprobăm. Mai mult decât atât, Stanley a elaborat regulamentul. Dar ce ați aprobat-o?
modulul ăsta e imposibil de găsit. E tehnic. Doar tehnic. La fiecare ședință vorbeam despre asta. Păi și de ce nu poate fi procurat? Nu pun eu echipamente acolo. Doamne, eu mi-aș dori foarte mult. Vă sabotează cineva? Eu cred că ne sabotează pe toți. Cine? Ca și cu planul general urbanistic. Cine sabotează? Că să ne ducem la ei. Executivul, clar. Executivul. Adică cine? Primarul Chișinăului. Primarul și direcțiile respective. Da. Bun. Mulțumesc foarte mult. Aveți puțin timp pentru... Bine. A vă adresa alegătorilor dumneavoastră. Sistemul, îmi pare rău că n-am avut... Sistemul electronic, doamnă, nu este aprobat pentru că ei nu-și doresc, pentru că mafia imobiliară are interes. Mai lăsați-vă timp ca să vorbiți. Este mai important să știe adevărul. Este la, ca și la Parlament, dar nu funcționează la Parlament. Promiteți-mi, vă rog, ambii, când ajungeți primar unul dintre dumneavoastră, să-l avem, măcar atâta să avem și noi de la primărie, să știm cine și cum votează. Aveți cuvântul meu de onoare. Vă rog, dacă 4 ani o ajutați, sper că 2 săptămâni vom face noi în mod imediat. Domnul Ceban, adresarea către alegători în cele 15 secunde pe care le mai aveți. Eu, într-adevăr, mi-aș fi dorit o dezbatere de idei și de programe în această perioadă. Spre mare regret, am asistat la tot felul de ping-ponguri de genul ăsta și poate nu asta așteaptă, și cu certitudine nu asta așteaptă oamenii. Eu vreau să vă chem pe data de 3 și să votăm programe, idei concrete și lucruri concrete pe care le vom pune în aplicare. Vă chem să vă votați eu în ceva. Anastasie, 12 secunde. Prieteni, vă îndemn să aveți încredere în deciziile dumneavoastră, iar pe data de 3 noiembrie să ieșim cu toții la vot. Să nu stăm acasă, schimbarea nu se așteaptă acasă, schimbarea se face prin implicarea fiecăruia dintre noi. Toți uniți, strâns rândurile, trebuie să salvăm Chișinăul de ei, de socialiști. Gata. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la dezbateri. Eu sper că alegătorii v-au citit programele electorale, pentru că, din păcate, în dezbateri n-au putut să afle prea mare lucru despre ce sau cum veniți să schimbați lucrurile în capitală. Vă doresc succese în puținele zile care au mai rămas până la alegeri și în ziua alegerilor vă doresc succese să câștige cel mai bun dintre dumneavoastră și care va putea oferi cea mai bună soluție pentru Chișinău. Le mulțumesc telespectatorilor care ne-au privit. Să știți că în ziua de 3 noiembrie TV8, ca de obicei, va fi în emisie live ca să vă informeze cu cele mai importante și proaspete știri, iar seara vă așteaptă ediții speciale despre mersul votării. Sper că și dumneavoastră veți veni în acea seară să discutăm după ora 21:00. Eu vă doresc o seară frumoasă, stimați telespectatori. După încheierea acestei dezbateri, vă propun să urmăriți un drept la replică pe care l-a solicitat deputat Arina Spătaru, urmarea unor dezbateri electorale anterioare, unde spune-ne că a fost vizată.